Bă, frate, povestea asta n-am spus-o la nimeni niciodată. Am ascuns-o acolo într-un colț al creierului și am spus: bă, tu stai aici, să nu te prind că încerci să ieși, că te ruc cu bătaia. Și acum ce am zis? Bă, hai să o spun pe internet, așa să fie auzită de sute de mii de oameni. Par o idee bună, nu? În fine, probabil știi deja că eu am crescut la țară. Da, n-am fost un băiaj mecher de cartier, am fost un băiaj mecher de izlaz, acolo unde duceam vaca la păscut. Școala primară, adică 1-4, am făcut-o la o școală din satul meu, iar după m-am mutat la școala generală din comună. Iar ca să ajung la școala asta, trebuia să merg vreo 3-4 km prin pădure. În fiecare zi, 3-4 km dus, 3-4 km întors. Viață, nu? Acum, în școala generală, aveam o profesoară de engleză la vreo 20 și ceva de ani așa. Bă, știi cum era asta? Pâinea lui Miezou, frate. Și mai venea și îmbrăcată cu fuste de alea de palmă sau pantalon din aia super mulat și bluze decoltate. Toți băieții din școală erau în limbă după ea. La ora de engleză era bătaie pe prima bancă. Dacă stăteai în prima bancă și scoteai locul la licitație înainte de ora de engleză, făceai bani frumoși, ești nebun? Cât despre mine, eu stăteam liniștit în a doua bancă și mă uitam cum vorbește asta în engleză. Nu înțelegeam mare lucru, dar nici nu-mi păsa. În capul meu erau numai filme de ochiate. Odată prin clasa 6 sau a 7, la ora de engleză, m-a scos asta la tablă. Trebuia să conjug un verb sau ceva. M-am dus frumos la tablă, am luat creta mână. Hai Jimmy, conjugă verbul to be sau ceva. Iau creta mână și dau să scriu. Asta stătea la jumătate de metru de mine, practic în respira în ceafă. Bă, cum am pus creta pe tablă, direct brain dead, blank, error 404. Uite verbul, nu e verbul. Ce dracu să scriu că nu mai știam nimic. Asta că m-a văzut așa timorat, mi-a luat creta din mână și s-a apucat să scrie ea. Uite Jimmy, așa se face. Acum stătea fix cu spatele la mine, la jumătate de metru de mine. I am, you are... Asta presupun că scria acolo, pentru că în realitate eu eram hipnotizat, nu înțelegeam nimic, tot ce puteam să văd era fundul ăsteia care se mișca în fața mea. Ăștia din clasă cred că se spărgeau de râs, sau mă invidiau, habar n-am, că nici pe aia nu-i auzeam. Acum, cum scria verbul ăla, de sus în jos, se apleca din ce în ce mai mult și la un moment dat ajunge cu scrisul undeva jos de tot, pe ultimul rând de tablă. Și cum nu mai ajungea să scrie acolo, s-a pus pe vine. Direct, headshot! Bă, frate, când s-a lăsat în jos, i-a sărit fundul din pantaloni. Eram direct leșinat. Termina asta de scris, se întoarce către mine, eu eram acolo cu un zâmbet de om prost pe față. Uite, Jimmy, așa se fa... O văd cum se roșește la față și zice, gata, poți să mergi în bancă. Mă întorc și plec, bă, și cum mergeam eu așa încet către bancă, mă uit în jos la pantaloni, tai să-mi bag. S-a trezit Gigel. Ce ai făcut, bobiță? Atunci m-am trezit și eu la realitate. Mă uit în clasă, toată lumea era pe jos de râs. Îmi venea să mă bag direct cu capul în pământ. Ce rahat era să mai fac acum? M-am dus în bancă, m-am băgat cu fața în cartea de engleză și am stat așa până s-a terminat ora, după care mi-am luat ghiozdanul și du-te dică. Nici nu vreau să-mi imaginez ce a fost în capul profesoarei, se vedea clar că era și ea rușinată, dar pot să fii sigur de un lucru, în viața ei nu m-a mai scos la tablă. Dar stai că povestea nu se termină aici. După ce am plecat de la școală, deși rușinat, mă tot gândeam la fundul domnișoarei profesoare. Așa că undeva prin pădure, în drum spre casă, singur pe acolo, zic bă, aș putea să eliberez dragonul, să gâdil maimuța. Poate o fac să uite, știi tu. Așa că mă așez pe buturugă, undeva lângă potecă și mă apuc să termin ce am început la ora de engleză. Acum, nu mă judecați, aveam vreo 13 ani, nu spuneți că voi n-ați făcut astea. Și cum stăteam eu acolo concentrat, aud de undeva din spate, ce faci Jimmy? Bă, instant m-am închis la pantalon și am sărit în picioare, de zicei că m-a lovit cu biciu pe spate. Era o colegă de la școală, mai mare ca mine cu vreun an. Ce faci, mă? Făceai laba? Citeam. Ce citeai? O carte, n-ai tu treabă. Bă, m-am simțit mai rușinat ca la ora de engleză. Domnișoară, domnișoară, ce mi-ai făcut tu mie azi? Acum, nu știu dacă asta a spus cuiva, dar n-am auzit nimic prin școală. Eu știu, poate m-a crezut când i-am spus că citeam o carte. Culmea, acum vreo 2-3 ani, cu cine crezi că m-am întâlnit într-o stație de metrou? Cu domnișoara profesoară de engleză. Era singură, stătea pe o bancă acolo în stație. Imediat am recunoscut-o, să fie avut vreo 30 și un pic de ani acum, dar arăta la fel de bine. Evident că m-am băgat în seamă cu ea. Sărmâna doamna soară, ce mai faceți? S-a uitat ciudat la mine, nu mai știa cine sunt. Sunt Jimmy, mi-a spus profesoara cu 10 ani. Scuze, dar chiar nu te recunosc. Haideți doamna, băiatul ăla căruia ei s-a sculat la tablă. Ha, ha, Jimmy, gata, acum te știu. Am stat un pic de vorbă, am râs, am glumit și în final, ce crezi? Nimic, n-am făcut nimic. Dacă ce era și un numărul de telefon, era o treabă. Ce dacă era cu 10 ani mai mare ca mine? Poate o scoteam la o cafea, un cico sau o bere și se lega ceva acolo. Da, na, nu m-a dus capul. Așa că, domnișoară profesoară, dacă vedeți clipul ăsta, aștept un mesaj pe Instagram. Eu prefer berea, dar putem ieși și la o cafea, nu-i problemă. Morala poveștii de azi,
dacă ai chef să gâdi maimuța, așteaptă și tu până acasă. Nu de alta, dar e păcat să fii deranjat și se taie tot cheful. Cheers! Asta că m-a văzut așa timorat, mi-a luat creta mână și s-a apucat...